Oamenii au ajuns în ianuarie la Frederikshavn, un oraș aflat la nord-vest de Copenhaga, printr-o firmă din Vulcan. Aici urmau să învețe daneza, pentru că apoi să-și poată căuta o slujbă în regat. Totul pe banii guvernului de acolo. Am fost adus aici în baza unei, contract pentru școlarizare, pe o perioadă de 6 luni de zile, urmând ca lunar să primim în jurul a 1160 de euro. Numai că socoteala din România nu s-a potrivit cu cea din Danemarca. Clara greva foamei, deoarece am fost furați, practic, de bani. La nici 2 luni de la sosirea, angajații firmei daneze le-au spus românilor că în 2 zile trebuie să părăsească hotelurile în care erau cazați și să plece acasă, fără banii promiși și fără diplomă. Noi suntem cazați în 2 hoteluri, unul mai mult de fete, în care s-a majoritatea fetelor, și unul mai mult de noi, bărbații, majoritatea. Au venit la fete, le-au dat afară, pur și simplu, le-au luat cheile, le-au dat în stradă și acum ele stau la noi în hotel, să vedem cum dormim de seară. România au totuși un dram de noroc. Alertată de ei, poliția daneză a împiedicat evacuarea hotelului în care erau cazați bărbații până la lămurirea situației. Pe fir au intrat și diplomații români de la Copenhaga. Încercăm să luăm legătura inclusiv cu autoritățile locale și cu firma cu care au semnat contractul cei 120 de români. Și ce putem să facem în acest moment este să încercăm să solicităm amânarea măsurii până la clarificarea situației.